Astăzi, la sediul Consiliului Județean Hunedoara s-au semnat contractele de furnizare de autobuze electrice și stații de încărcare autobuze electrice din cadrul proiectelor Linia Verde de Autobuze Electrice între Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcani, Lupeni, Uricani, Green Line, Valea Jiului. În ciuda scepticilor care considerau că proiectul este mort din fașă, iată că după preluarea coordonării de către Consiliul Județean s-a ajuns și la faza de implementare. Valoarea totală a celor două contracte semnate astăzi se ridică la aproape 66 de milioane de lei. În total, cele două contracte semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Hunedoara și reprezentanta firmei furnizoare pentru linia verde Green Line Valea Jiului vor fi livrate 26 de autobuze electrice, 12 stații de încărcare rapidă, 30 de stații de încărcare lentă, 2 stații de încărcare rapidă autovehicule, autobuze electrice și alte 4 echipamente. Un termen de livrare este clar, octombrie 2023. Mă bucur că astăzi am semnat acest contract și iată că ne-am ținut de cuvânt, nu așa cum se scria pe la unele ziare de scandal, că nu se face niciodată, nu se va face acest proiect Green Line pentru Valea Jiului. Sperăm ca la începutul anului viitor tot ceea ce este bani pe por pe acest proiect să fie cheltuit. Dacă nu, trebuie să punem noi Consiliul Județean. Eu cred, la ora când discutăm noi, că proiectul se va fi încheiat la 31 decembrie 2023. Toți banii vor fi cheltuiți, iar anul viitor, în primele 4-5 luni, putem spune despre o transport ecologic în Valea Jiului. Este un proiect interesant din punctul nostru de vedere. Este pentru prima dată când ofertăm astfel de vehicule pentru o zonă cum este zona Valea Jiului. Până acum am ofertat autobuze electrice destinate transportului public în orașe, în interiorul orașelor, pe când aici vorbim despre un proiect care practic conectează toate orașele de pe Valea Jiului, din ce am citit eu din detaliile acestui proiect. Deci, cu siguranță ne-am dorit foarte tare să avem în portofoliul nostru de proiecte acest proiect din Valea Jiului. De la momentul 2020, de când domnul președinte Laurențiu Nistor a preluat conducerea Consiliului Județean, au preluat și ca lider de proiect și am reușit să deblocăm situația în care trebuie să vă spun că eram. Și așa cum vedeți și noastră, astăzi deja am reușit să semnăm contractul de finanțare. Este un proiect foarte bun pentru noi, pentru Valea Jiului și este, după APA Serv, un al doilea mare proiect integrat pentru toată Valea Jiului, adică beneficiază de acest proiect toate localitățile din Valea Jiului. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de transport public de persoane, reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea unor mijloace de transport nepoluante și adaptarea la nevoile actuale de mobilitate urbană din Valea Jiului. Linia verde de autobuze electrice va deservi 4 trasee care însumează 125 de kilometri dus întors.